Pâinea, cel mai consumat produs de moldoveni, se scumpește. Anunțul a fost făcut de cel mai mare combinat de panificație, care a precizat pentru primul în Moldova că în medie creșterile vor fi de 27% în funcție de produs. Majorările vor începe de mâine și treptat se vor aplica pe tot parcursul lunii. Întreprinderea susține că majorarea este inevitabilă în contextul în care prețurile actuale nu acoperă cheltuielile de producere a companiei. Întreprinderea a precizat că a luat această decizie în urma valului de scumpiri din sectorul energetic. Prețul pâinii a fost recalculat, ținând cont de prețul pentru materia primă, de scumpirea gazelor naturale, a carburanților și a energiei electrice și va fi afișat de la începutul lunii februarie, se arată într-un comunicat de presă. Totuși, combinatul de panificație anunță că pâinea socială va rămâne la același preț, iar din această lună cantitatea acestui produs va fi majorată cu 54%. După decizia luată de companie, Partidul Socialiștilor a venit cu o primă reacție și a cerut guvernării să ia măsuri urgente pentru a nu permite această scumpire. Formațiunea susține că multe familii, în special cele nevoiașe, vor fi condamnate la foame, situație care, potrivit PSRM, amintește despre hiperinflația din anii 90. Socialiștii declară că au avertizat autoritățile încă toamna trecută despre faptul că statul trebuie să monitorizeze atent securitatea alimentară în aceste condiții critice. Am cerut organizarea audierilor parlamentare pe acest subiect pentru a identifica o soluție acceptabilă, însă majoritatea de la guvernare a considerat că problema privind prețul pâinii în condițiile unei inflații în creștere nu este semnificativă, nu este importantă pentru luarea unor măsuri urgente, se arată într-un mesaj al formațiunii. PSRM cere executivului să intervină de urgență. Guvernul să ia un set de măsuri, inclusiv să asigure în regim de urgență plata compensațiilor la gazele naturale, energie electrică și termică, întreprinderilor de panificație, dar și producătorilor agricoli la motorină și semințe, pentru a stopa creșterea prețurilor la materia primă, mai arată în comunicatul socialiștilor. Totodată, PSRM a anunțat că va veni cu inițiative legislative care vor permite stoparea creșterii vertiginoase a prețurilor pentru produsele alimentare de bază. Guvernul a reacționat la anunțul combinatului de panificație, unde statul deține majoritatea acțiunilor. Executivul susține că întreprinderea a luat decizia de a ajusta prețurile pentru că înregistra pierderi în ultimele luni. Am văzut de asemenea că Franzeluța a anunțat scumpirea la o gamă largă de produse. Vreau să credeți că am luat toate măsurile, am depus toate eforturile ca să asigurăm amânarea maxii din noiembrie. Dar prețurile actuale au fost stabilite încă în 2015 și de atunci s-au schimbat foarte multe lucruri. Totodată, guvernul susține că va continua să depună eforturi pentru a crește veniturile populației, în special ale familiilor social vulnerabile.